Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Dorim să informăm fermierii și beneficiarii schemelor de sprijin și a subvențiilor despre stadiul acestor plăți. Vreau să mă refer în primul rând la plata avansului pentru campania 2020, care am demarat-o la 16 noiembrie 2020. Până acum s-au plătit 1,18 miliarde euro la un număr de 677.945 de fermieri, 81,59%. Vom finaliza această plată avansurilor în 30 noiembrie și pentru prima dată, repet, pentru prima dată, toți beneficiarii vor primi acest avans, indiferent dacă se află sau nu în eșantionul de control. Iar de la 1 decembrie vom plăti restul până la suma totală. Schemele noi de sprijin pentru anul acesta, pe care le-am gândit pentru a veni în sprijinul fermierilor afectați de pandemia de coronavirus, respectiv de fenomenele meteorologice extreme. Și aici mă refer la seceta pedologică, inițiate de noi și aprobate fie prin ordonanță de urgență, fie prin măsura 21. Pentru sectorul bovin, cu peste 90 capete, avem un număr de 544 de cereri depuse, iar valoarea totală a acestei scheme este de 35.700.000 lei. Pentru sectorul avicol s-au depus 315 cereri, iar valoarea totală a acestei scheme este de 109.800.000 lei. Pentru sectorul suin s-au depus 299 cereri. Suma totală autorizată la plată este 119.560.000 lei. Măsura 21, care este finanțată din bani europeni, pentru această măsură s-au depus cereri într-un număr de 122.986 cereri. Aici vreau să fac o remarcă. În această perioadă se verifică, se face control administrativ la 5% din aceste cereri. Iar din 25 noiembrie, banii vor intra în conturile fermierilor. Pentru sectorul bovin, la această măsură, sunt depuse 44.960 de cereri pentru un număr de 594.974 animale. Cuantumul sprijinului este de maxim 7.000 euro pe fermă. Pentru sectorul ovine caprine s-au depus 40.067 cereri pentru un număr de 8.709.852 ovine. Pentru sectorul legume fructe, inclusiv cartofi, s-au depus 46.451 de cereri pentru 66.526 de hectare. Cum am spus, începând cu data de 25.11, vom demara plata aferentă acestor măsuri, celelalte măsuri fiind deja plătite. Și vreau să reamintesc, schema de ajutor de stat acordată producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectați de seceta pedologică, au fost 27.861 de beneficiari pentru o suprafață de 1,11 milioane hectare și s-au efectuat plăți de 850 de milioane. Sprijinul financiar aferent măsurii de distilare a vinului în situații de criză a fost și el plătit, cuantumul fiind de 19,1 milioane, au fost 24 de cereri. Iar pentru apicultori s-a acordat măsuri de sprijin în valoare de 50 de milioane lei pentru 6.000 de beneficiari, 25 de lei pe familia de albine. Pentru rectificarea bugetară vor fi asigurate fondurile necesare pentru efectuarea următoarelor plăți, conform calendarului pe care îl avem. 1,3 miliarde lei de la bugetul național pentru plata finală a campaniei 2020.
204 milioane lei, reprezentând diferența pentru ajutorul pentru seceta pedologică care afecta culturile de toamnă. Vă amintiți că atunci am reușit să plătim prin cele 850 de milioane lei doar 82%. Și așa cum am promis, acum la rectificare vom plăti restul sumelor. Și sigur, 176 milioane lei pentru plata aferentă ajutorului de stat la motorină utilizată în agricultură. De asemenea, am pregătit ordonanța de urgență și am trimis-o comisia, am notificat-o, pentru despăgubirile privind pagubele generate de secetă culturilor care au fost înființate în primăvara anului acesta. Este vorba, din nefericire, de 1,2 milioane hectare, unde vom avea nevoie de peste 1 miliard lei. Anul acesta vom primi toate cererile, iar plata, așa cum am căzut de acord cu fermierii, o să o facem la începutul anului viitor. Trebuie să așteptăm aprobarea comisiei, precum și resursele bugetare, pentru că așa este corect, dacă am despăgubit pe cei care au fost afectați pentru culturile înființate în toamnă, trebuie să despăgubim și pe cei care au fost afectați de secetă pentru culturile înființate în primăvara acestui an. Ăsta este stadiul plăților și dorim ca până la finele lunii noiembrie atât plata avansurilor în integralitate, cât și plata acestor măsuri de sprijin să ajungă la beneficiarii noștri. Atât am avut de comunicat. Dacă dumneavoastră doriți să mă întrebați ceva pe aceste subiecte, cu drag vă răspund. Referitor la despăgubirile pentru culturile de primăvară. Da. Avem două situații. Prima este cea în care s-a pierdut cultura principală, să spunem așa, cea care a fost programată la fi înființată, respectiv, să zicem, comun și culoare. Și situația a doua, în care s-a pierdut cultura de toamnă, a fost pentru și s-a înființat în locul ei, în locul pe suprafața respectivă, o altă cultură, comun sau floare. În prima situație, mă rog, în a doua situație, de fapt, fermierul a fost despăgubit odată pentru cultura pierdută de toamnă. Va fi el despăgubit și pentru cultura de primăvară. Adică, în ambele situații se acordă despăgubire, pentru că, din ce aflu de la fermier, sunt situații în care comisiile locale au trecut suprafețele respective ca fiind calamitate în vederea obținerii despăgubirilor pe bandă în situații și situații în care s-a refuzat, motivându-se că s-a acordat deja despăgubire pentru cultura de bandă. Știu că sunt asemenea situații, pentru că în teren cei din echipele care au făcut parte au interpretat, sper în puține cazuri, în mod diferit. Vom analiza fiecare situație în parte, în așa fel încât să nu creăm nedreptăți, pentru că asta este important. Aceste despăgubiri, care sigur nu acoperă nici pe departe, deși sunt sume importante, nu acoperă nici pe departe pierderile suferite de fermieri, să ajungă într-un mod cât mai echilibrat la aceștia. Nu dorim nici să favorizăm, nici să defavorizăm pe nimeni. Dar avem timp necesar, ei vor depune în următoarea perioadă cererile, vor fi verificate. La fel cum facem acum cu celelalte cereri pentru măsurile de sprijin datorate evoluției COVID, verificăm foarte bine fiecare cerere în parte și apoi vom da drumul la plăți. Care au înființat cultura principală sau îi veți despăgubi și pe cei care au avut, să zicem, cultura afectată, calamitată, dar după o cultură întoarsă și pentru care oamenii despăgubi. Care este principiul de la care despăgubi?
Noi vom încerca să despăgubim pe toți cei care au încercat anul acesta, în ciuda vicisitudinilor vremii, să facă agricultură. Și dacă ei au întors cultura, au fost anunțate acele comisii, nu au recoltat nimic. Într-adevăr, dacă nu au recoltat nimic și apoi au reînființat altă cultură și au avut alte cheltuieli, este normal să îi despăgubim și pe ei. Dar tocmai pentru că știu că sunt situații punctuale diferite, va trebui să cântărim de două ori și apoi să luăm o decizie. Important este că vrem să îi despăgubim pentru că așa este corect. Nu era corect să despăgubim doar pe cei care au înființat culturi în toamnă. Chiar dacă efortul bugetar este foarte mare, anul acesta trebuie să facem acest lucru, iar de anul viitor să ne apucăm să facem irigații, cu speranța că, sigur, și schimbările acestea climatice ne vor da răgazul să facem foarte repede acele lucrări de irigație. Este, într-adevăr, este un subiect sensibil și total artificial, creat de cei care nu au cuceveni altceva în această perioadă electorală în fața electoratului, au rămas în memoria electoratului, definiți prin corupție, abuzuri și minciună. Ei au sabotat, practic, de la început toate măsurile guvernului. Și eu vă amintesc că în aprilie, în ordonanța numărul 8, în 10 aprilie am fost nevoit să trec că piețele rămân deschise. Atunci nimeni nu cerea acest lucru pentru că situația epidemiologică era cu totul alta, erau doar câteva cazuri într-un județ. Și atunci unii primari PSD au închis piețele tocmai pentru a sabota măsurile guvernului. La articolul 3, dacă aveți curiozitatea să căutați, în ordonanța numărul 8 din 10 aprilie, am trecut explicit și am ieșit public, tot prin intermediul dumneavoastră, și am cerut să rămână acele piețe deschise. Sigur că majoritatea populației a înțeles acest lucru și că măsurile acestea nepopulare, luate chiar într-o perioadă de campanie electorală, sunt necesare. Că dacă nu erau necesare și dacă noi nu ne gândeam în primul rând la sănătatea populației, făceam și noi niște populisme tip PSD și nu luam aceste măsuri nepopulare. Dar sunt trecătoare. Eu sunt sigur că măsurile își vor arăta efectul pozitiv, dar vreau să mai specific ceva. Doar 20% din piețe sunt în această situație. 80% din piețe sunt în spații deschise și semideschise. Funcționează ca și până acum. Doar în 20% din piețe. Acolo unde primarii nu caută soluții, pentru că majoritatea primarilor deja au găsit soluții și pentru zonele închise, astfel încât orice producător român cu produse românești să aibă acces în continuare în piețe. Sigur, eu îmi cer scuze pentru neplăcerile pe această perioadă scurtă create celor care până acum făceau comerț în spații închise. Dar nu mi-aduc aminte să fi văzut vreun lider PSD să-și ceară scuze pentru modul în care au încercat să închidă Piața Victoriei în 10 august 2018 cu jandarmi, gaze și bocanci în cap. Mulțumesc!